Deci accidentul a avut loc pe strada Grădina Botanică 15, fiind după comandă, șoferul automobilului cu numere CMA-AJ109 Volkswagen Venta, o pălită mașină de marca Toyota, care a intrat în spatele meu. Și la fața locului vreau să spun că trebuie să apară poliția pentru asta. Salutare, Oleg! Ca la început de an mă aud pentru prima dată cu tine. Uite, eu am să vin astăzi poate cu unele declarații pe care le fac eu cam de fiecare dată prin critici, prin anumite încălcări, dar activând în serviciu pe care eu îl am ca conducător auto de taxi, aș vrea să atrag o atenție deosebită tuturor participanților la trafic și în mod special celor care ei au venit de peste hotare, acum în preajma sărbătorilor care au fost și urmează încă să fie unele dintre dânsele. Adică mă refer la anul nou pe stil vechi, la Crăciun și tot așa mai departe, că noi sărbătorim și cu noi și cu vechii. Important e că să respectăm și unele, ca să spun așa, reguli de circulație. Deoarece eu m-am uitat că ei au venit majoritatea dintre dânsi și dau un spectacol. Înțelegeți? Tuturor celor care activați psihotare și reîntorcându-vă acasă pentru a-i vedea pe cei dragi și scumpi apropiați, eu aș avea un mesaj ca conducător auto de taxi. Să fiți mai prudenți, să fiți mai precauți, să nu neglijați nici de cum înțelegeți reguli de circulație, deoarece viața are prioritate. De ce trag acest semnal de alarmă? Că în acest serviciu care eu îl am deocamdată, mă refer, este, vreau să spun, cât temporar acest serviciu pe care eu îl desfășor, dar în data de 30 decembrie, în 2020, eu am avut un accident auto. Vreau să spun că accidentul a avut loc în lanț. Eu am să transmit secvența pe care am filmat-o la fața locului, că era nevoie să fie filmat și arătat, de fapt, cum a avut acest impact. Deci, un oarecare șofer venit de la Cimișlia cu soția acolo, eu l-am întrebat din start când m-am dat jos din mașină, zic, unde te grăbești? Tu gândești că se termină brazii, pomii de Crăciun acum? Sau el de pe banda întâia, Oleg, el a intrat cu o viteză, vreau să spun că cel puțin de 50-60 la oră, în altă mașină, unde noi stăteam, vreau să spun, când am buteiaj, tot și aud o pălitură, ba, din spatele meu, după care, fiind și eu tamponat, deci era o doamnă cu o mașină, ca să-i dau modelul, nu gândiți că fac reclamă la mărcile de mașină, cu Toyota Avensis, eu a fost pălită de celălalt șofer din spate, unde nu a avut nici spațiu de frânare și nu a respectat nici distanța, legeți, între mașini. Deci, în fine, adică doamna respectivă era cu copiii mici, o m-am dat jos, am văzut că ea nu-i divină, l-am întrebat pe dânsul, zic, unde te grăbești, cum de pe banda întâi, imediat pe a doua. Deci nu avea nicio explicație. M-am uitat la dânsul, nu era, să zici, cu un șofer începător. Deci avea careva ani, știi cum spune, ca vârstă și da, s-o spărie, zic, băi, unde tu te grăbești? La doamna povestea că era copii, cei mici s-o spărie mai mulți copii, avea farcopul ăsta, nu știu cum se spune în română, dar de unde s-a agață remorca, de obicei la noi se spune așa în spate la mașini. Cârligul, da, au avut mare noroc de cârligul respectiv, dar vreau să spun contrat și minic față, adică eu au fost pălită din ambele părți. Până la urmă, adică s-o hotărât, s-o mărs la poliție, s-o văzut, adică el a recunoscut vina că nu a observat, că nu știu, acolo nu era nimic de observat. Era clar ca bună ziua, că omul era grăbit și a încurcat, cum spun eu, frâna cu accelerația, înțelegi? Asta este una din încălcările astea pe care eu le constat în continuare, că cei care ei erau veniți, el era de la Cimișlia, eu i-am zis așa, oricum mașina s-a dus înapoi pe remorcher sau cum la noi spun toți de obicei, știi cum se cheamă evacuatorul, înțelegi, ca să-l duc. S-au făcut la fața locului toate constatările, el rămâne, adică și compania de asigurări, ca să dea despăgubirile la cei care au avut de suferit în urma acestui impact. Da, nu e nimic sigur când intri în trafic, dar eu aș vrea să atrag acest semnal de alarmă. De ce? Cu precauții și cu o responsabilitate destul de
mare, din cauza că văzând atâtea mașini pompoase, pe mine nu mă interesează chiar că e X5, că e Porsche Cayenne, că e Volvo X90. Deci mă uit că cel mai mari, vreau să spun că pericole în trafic sunt anume mașinile astea de teren. Ei vin să dau un spectacol la noi, adică de fapt e în străinătate acolo. Da, eu tot am rude apropiate care-s plecat psihotare și știu care totuși până la urmă li activitatea, dar ei când vin aici, vor, cum spun eu, alt de blătnăie. Oamenii care ei vin în continuare să-și manifeste lipsa de responsabilitate, deoarece ei, credeți-mă, că dacă chiar sunt și în Germania, sunt și în Spania, nimai vorbind că în Franța, chiar și în România, da? Ei au totuși, până la urmă, vreau să spun că bun simț, o etică, o conduită, dar aici ei vin și își fac de cap. Și uitați, de atât așa au loc acele accidente rutiere și nu o să mă întorc la cazul care a avut loc cu Porsche Cayenne de pe Ghibu, de la Buiucani, cu doamna respectivă care a intrat într-o leibuz, nu o să mă întorc la accidentul care au făcut atunci pariurile respective de Ștefan cel Mare cu Ismail, unde a decedat șoferul cel de taxiu cu pasagerul și dementa respectivă și făcea, vreau să spun, selfie din mașina aceea Audi care era cu ăsta care a pus pariul cel de 50 de euro și a luat două vieți. Plus la aceasta, accidentul recent care a avut loc pe strada Socoleni, în sectorul Poșta Veche. Deci polițistul de 25 de ani care cu Toyota Camry a ușit doamna respectivă pe trecere de pietoni și el a fugit de la fața locului. Deci... Dar ai invocat până acum niște cazuri în care nu erau nici oameni din provincie, nici oameni din diaspora. De ce ai început să pomenești originea geografică a șoferilor care intră în accidente? Ce te deranjează șoferii care au fost peste hotare sau cei care de la Cimișlie? Că nici dumneata nu ești din Chișinău toată viața, vii de la Ungheni. Corect, Oleg, da, eu vin, dar eu de ce am spus că să fim mai precauți, mai responsabili în trafic din cauza că viața are prioritate în toate. Indiferent și același participant care el este pieton. Nici mai vorbim cicliștii, că noi nu avem piste, nici mai vorbim ăștia care au venit acum cu diferite trotinete de astea electrici și tot așa mai departe. Deci șoferii la noi sunt irresponsabili, neadecvați în trafic. E foarte greu de condus, în special în Republica Moldova, dar în municipii Chișinău e exagerat. În primul rând e surplus de mașini. Vreau să spun că se încep niște arterii care eu le-am constatat de când activez în serviciul ăsta taxi. Ștefan cel Mare, Bucureștiu, Ismailu, Vadul Uvoțcă, deci sunt niște artiere, vreau să spun că foarte tensionate, pe când acești agenți de circulație, eu vreau să spun că ei se joacă în telefoane, înțelegi? Nici de cum nu ușurează activitatea participanților la trafic. Și m-a întrebat privitor că din diaspora. Din cauza că eu am spus, ei îmblau aici în Moldova cu, cum spun eu, cu numerele astea personalizate, cu 3 de 7. Acum s-au dus în Germania încă pentru un 7, cum spun. Zic, știi, te-ai mai dus încă pentru un 7 acolo, în 4 de 7 sau umplu. Eu le-am spus-o și, nu știu, chiar dacă și mă ascult toți internauții, indiferent că diaspora, nu contează unde sunt ei. Dar eu am dus, astăzi vreau să spun că am avut cursă și la aeroport și diferite raioane din Moldova, dar port discuții de fiecare dată și să încep aceleași discuții. Uite și neadecvat, ca să nu folosesc termenii care le folosesc în limbajul ăsta în șoferie, mult spune, băi, uite, ăsta și prăpădit. Cum el, dacă el e cu permis comparat, cu mașină care el nu valorează cât valorează mașina respectivă și el vine și mai dă în spectacol, dar tu știi cine ești eu. Dar cine ești tu, spune întrebarea, că eu am spus-o de fiecare dată, când serviciul taxi lucrează, vreau să spun că diferite categorii de, nu știu, specialiști, câți profesori, câți foști polițiști care au fugărit din structurile astea de forță, câți polițiști care s-au pensionat, când polițiști din armată se pensionează repede. Corect, dar ei vin, înțelegi, în continuare, eu văd cum, știți, cum protejează și încurajează aceste acțiuni. Și eu trag ca un semnal de alarmă, de ce? Că totuși, până la urmă, avem de suferit noi, cei care noi, în continuare, permitem, da? Ca aceste încălcări, ele să aibă loc. Și eu am spus de fiecare dată, cum spunea o doamnă, băi, dar să fii în Irlanda, chestiile astea, că tu umbli cu Porsche Cayenne și tu nu poți da o declarație de unde ai asemenea automobil, ci venituri ai,
ții ți-l confiscă imediat. Și au spus că te încătușează poliția pe loc. Dacă tu încă știi cum spune, faci care... Dar real, de exemplu, acum două zile, am dus, vreau să spun că tot niște persoane care comanda taxi, că-ți duceau la Italia, poate și mă vede, Cornel, că el cred că o ajuns, mi-a spus că e la Lago di Garda, și zice, uite, mă duc prima dată, bat la Italia. Dar eu zic, dar ce s-a întâmplat? El a fost într-o petrecere, băiatul cu două fete, acolo chema taxi și mi-arată mașina de taxi. Știi cum se începe la noi? O, bună ziua, domn șofier, dați drumul la muzică mai tare și îl lămurie. Zic, nu vă spărați, zic, mașina de taxi, în primul rând, nu e discotecă, nu e karaoke, și nici de cum, știți cum spun, eu nu pot să permit, uite tu, eu port responsabilitate pentru fiecare comandă care am luat-o până la punctul de destinație. Și zic, da, fetele respective, dacă erau, știi cum spune, în dispoziția respectivă și îl petreceau pe acest Cornel cu prietenul lui, zic, tu și vrei să asculti ultimul cântec sau ce? Și pe mine, știi, m-au pus de fiecare dată în gardă, uite, ei vin aici, mi-a arătat o sticlă de vin, știi cum spune, zici, uite câte autografe am eu pe dânsa. Zic, băi, clar, băi, Cornel, înțelegi, tu ai venit acasă, ai petrecut sărbătorile, vrei să te întorci înapoi? Și mi-au spus despre un caz, zic, uite, marcajele astea rutiere la noi lipsesc. Și îmi spune băiatul direct de aici, de la fabrica asta de tutun CTC, cum spunem noi, la tabaci. Zic, și nu-s marcaje și el era venit de Placantemir cu un prieten. Și zic, băi, n-am știut că nu-s poate, ăsta era venit prima dată în Chișinău și zic, am luat-o pe dungă. Eu oprit două echipaje de poliție. Imediat să le întocmească procesă verbă, spune, băi, nene, uite, eu sunt prima dată în Chișinău, nu cunosc, nu se vede nici un marcaj, nu o tras atenția, știi cum să... Zice, amendă, 50 de euro, el spune, băi, am 200 de lei, știi? Pe mine m-a aflat râsul ce-mi povestea el. Îți duce la Cornel ăsta, care era venit din Italia, și spune, poate și văd polițiștii, respectiv interviu, că ei o să regăsească în acest interviu. Spune, ziceam numai 40 de euro. Să duci și de 40 de euro, îți dai seama, două echipaje de poliție. Așa ei iau banii, zic, și nu ia să filmați, îi postați. Ajungi în Italia, strimiți videorolicul ăsta să-l vadă tot. Deci ei nu le-au întocmit nici un proces verbal. Putea să facă un avertisment. Să le spună, băi, ați încălcat, sunteți prin prima dată, cum spunea cineva care era șofer de tir în Germania. Zici, moldovanul de-a nostru mergea tot pe navigator, a intrat cu tirul pe o stradă cu sens unic și poliția din urma lui îl oprește, îl întreabă, ăsta n-avea idee de limba germană, ăștia au pus telefonul la translation să discute cu dânsul, iar a concurcat traseul. Deci sui polițistul german în mașină, dă tirul cu spatele înapoi, îl redirecționează corect pe șofierul nostru și îi spune să nu mai încalce, dar îți dai seama ce era la noi. Era proces verbal și permis. Deci eu o spun de fiecare dată că toate aceste acțiuni pe care le fac acești participanți în trafic, fie că sunt conducători auto-începători și n-au pus acel semn de exclamare. De obicei la noi spune așa, baby on board sau se pune un pantof. Știi? Dar iar așa e o expresie, mai bine spunea așa, un penis cu două ouă mari să vadă că ei la volan. De obicei, de ce am expresiile astea? Ele sunt unele dintre șoferițe niște needucate, din cauza că mai arată și diferite gesticulații cu trei degeți. Ei semnale diferite și mi-arată. Băi, zic, dacă tu te ocupi... Asta e atitudine sexistă. Igor, sunt și șoferi bărbați irresponsabili și de ce nu trebuie generalizat și arătat cu degetul la femei șoferi? Corect, dar eu... Știi ce le-am spus? Zic, băi, astea au probleme în așternut. Și ele mai întâi ar trebui să duc să-și rezolve, să-și rezolve întrebările în așternut, dar eu mă uit că claxoanele astea, îți dai seama că un DM, tu nu ai dobit bine să pornești sau nu au semnalizări de pe loc. Claxonează, fac din făruri, dă-te la o parte, înțelegi? Mașina de taxi întotdeauna, eu am repetat-o, are pasageri, clienți, cum spunem noi, în mașină. Și dacă clientul nou ne-a spus, băi, eu o pe aici, eu îi semnalizez și arăt celălalt șofer cu uite eu trebuie să mă, dacă chiar și mă duc după o comandă, eu mă duc pe navigator. Din cauza că eu îmi redirecționez banda de circulație de pe o parte, nu el vine și de obicei la noi șoferii de taxi sunt înjosâți. Eu vorbesc de cazul meu, că vin, după cum și-am menționat, din mediul academic, din mediul științific, dar că a fost profesor, ca lector universitar, când văd asemenea imbecili în trafic, care nu dau dovadă de 7 ani de acasă, de lipsă de educație și ei se dau macho și acolo se începe când au făcut un accident.
nu pun nici acele triunghiuri de avertizare, uite că e accident, nu aprind nici semnalul avariei. Și încep sunete la telefon și acolo vine și tațul, și nansolul tațul, și vărsul, și tătă brățfala, așa cum spune la noi așa în Republica Moldova. Și când te uiți, e tătă lâna la un loc, din cauza la un imbecil, că el a venit aici, orică e drogat, orică el e șmecher, ori vrea că el să arăte, că eu așa le spun că ăștia sunt lipsiți de personalitate. De ce? Ei nu au fost educați la timp. Le-a lipsit un membru din familie, fie că mama s-o jertfit, s-o plecat pe hotare, să-i plătească studiile și o venit și o cumpărat după 18 ani de zile o mașină și el, săracul, n-are idee de reguli circulație și începe când pleacă pe hotare să învețe marcaje, indicatoare, aceeași, cum spunem noi, limită de viteză și el aici vine și mi se dă mie în spectacol că uite cine sunt eu, dar cine ești tu? Fii adecvat! Sunt atâția oameni adecvați și de treabă cu un singur părinte sau chiar fără părinți crescuți de bunici și invers, oameni tineri cu părinții alături, cu bunăstare, cu școli foarte bune, poate chiar și în Occident, și care se comportă ca niște irresponsabili sau chiar comportament criminal. Hai să nu generalizăm nici despre femei, iată, despre șoferii de taxi. Mulți alți șoferi spun că sunt irresponsabili, că virează fără să semnalizeze și tot așa. Dar nu putem generaliza. Sunt și șoferi de taxi de treabă. Corect. Eu sunt de acord, ceea ce menționez și m-am uitat și între celelalte interviuri pe care tu le-ai făcut chiar și cu unii taximetriști, ți s-a părut că poate ei fac acest serviciu ilegal și nu știu, și eu n-aș vrea, știi, să mă întorc că în celelalte interviuri pe care tu le-ai plasat pe acest curaj.md sau .tv, dar lucrurile astea eu am spus că trebuie să aibă și un stop. Adică odată cum a avut un început, trebuie să se înceteze, adică de a promova în continuare. Da, eu sunt de acord că în serviciu taxi sunt anumite categorii și eu personal discut cu anumite clienți. Uite că mi s-a părut că el e la volan drogat sau uite nu știe a merge sau a dormit sau e starea de oboseală. Deci sunt, cum am spus, diferite păreri, diferite opinii. Dar noi trebuie să fim, și eu atrag acest semnal de alarmă, să fim adecvați în trafic. Deoarece eu când am spus de cel X5 cu 3D7 și era pe numeri scris Germania, știi, litera D, și eu mă uit el cu copil mic și eram chiar la tipografie aici, pe cercul ăsta, unde e clar ca bună ziua, strii benzi de circulație la vale, cum vii, de pe Aleco Rusos, și eu mă uit la dânsul că el pe mine mă împinge la bordură, dar pe partea, prima bandă erau mașini parcate neregulamentar. Eu eram pe banda a doua cu pasageri în mașină, el pe banda a treia și el la mine, înțelegi, șantajurile astea în trafic care ele au loc, intimidările astea și vreau să spun că toate stările astea de panică le creează anume acești și eu mă uit, eu văd că el e șofer, înțelegi, după față, îți vede că e moldovan. Și îi lămuresc, zic, tu ai bun simț, zic, te uiți cât banda întâi stau mașini parcate nereglamentar. El zice, da, zic, da, uite și afară încă plouă, știi? Că pe curaj așa ploaie, zic, și vrei să stăm afară să ne ștergem unul de altul, vii poliția. Și zic, ce folos, că te-ai dus, tu și ți-ai luat X5 și încă 4D7, dacă tu, uite la Germania, chestia asta nu o făceai. Tu staționezi un neam, să-i arăți pumnul, să-i arăți lui, nu știu ce, 3D sau toate astea, astea ce s-o coate de amen, zici, bă, de unde ești? Eu am fost în Germania în 2017, în Berlin, și am văzut, vreau să spun că unii era defectat circulația la un semn de ăsta giratoriu și erau 4 polițiști. Atât de ușor dirija circulația până ce o reparație m-a fost respectiv, că într-adevăr, uite, se arată că asemenea instituții ale statului vin ca să ușureze munca. Că e defecțiunea semaforului, că e ambuteiaj, că e un accident. Dar la noi ce fac? Ei, eu m-am uitat și mai de una, s-o deschid portbagajul, stau așa, stăți în portbagaj și încep a scrie mesaje. Uite să-și disfac acel triunghi, să avertizeze de la distanță, că uite, e avarie. Toți înghesuie unul altul și se încep a claxona. E exact ca acum, ca de anul nou, și pe stil nou și pe stil vechi. Aceleași nu știu cum, focuri de artificii. Eu sătul, vreau să spun, de atâta poluare, că e fonică, că e vizuală, din toate punctele de vedere. Chiar azi am dus pe cineva, lucrează la un magazin de focuri de artificii și am zis, băi, cum merg? O să zic că merg. Ăștia nu-s bucuroși de mintea lor,
atâta tulburare de liniște, atâta panică, parcă s-a început războiul. Acum am spus că de-am voie și la mormântări, o să vindeți, cred că, focuri de artificii, că merg așa, știi cum spune, ca pâinea caldă, au zis că la anunț, la cumătrii, la botezuri, ei dau fel de fel de saluturi. Și chiar mă uitam pe rețelele de socializare, au făcut cineva focuri de astea de artificii, dar zic că este Sieco, știi? Fluiera asta într-un stil că acum s-ar duce foc de artificii și-a scos ceasul de pe mână și pălea într-o bucată de tablă. Dar unul îi spune de la noi. E un coleg de meu, el e în Spania, cred că poate o să mă privească și el la interviu ăsta. Îi dau numele totuși. Viorel Petrici, zici, ia bucată de scândură și pălește cu scândură. Îți dai seama, până la urmă ei de eu deja în derâdere toate chestiile astea. Nu știu cum să mai fac haz din ecaz, dar asta e altă parte a subiectului pe care am vrut să-l dezvălui azi, din cauza că, într-adevăr, aceste emoții care sunt create de acei șoferi, care ei poartă, vreau să spun că, nu știu, acele numere personalizate, și eu am dus-o în judecător, vreau să spun, când lucram în serviciu confort, și trecând pe anul trecut, prin Piața Mare Adunării Naționale, era făcută parcare aceea acolo, că erau patinoar, nu știu ce, și îmi spune, zice, vezi mașina aceea de la parcare? Zic, da. Era cu numerii IAD 666, mașină de teren. Și apărțenii unui călugăr sau preot? Nu. Mă tin că era unul la Drochia cu așa număr. Aparține unui fiu de părinți de bani gata. Și spune, zice, uite el cu mașina respectivă o ușis un om, tatăl s-a înțeles el cu procurorii, cu judecătorii, o găsit, știi cum spun, numitor comun cu partea vătămată, cu cel care l-a omorât, și el până la urmă își pune iarăși la fiel aceleași numere pe mașină, spune, băi, nu-ți poartă noroc, hai că nu-ți superstiții, dar spune, uite, tu te-ai făcut, înțelegi, l-a scăpat de ani grei de pușcărie și până la urmă el zice, lasă teamă lumea de mine, tu îți dai seama prin ce principii măr la volan, să se dea lumea la o parte, că el e cu numeri IAD 666 sau că el e cu mașină de teren. Sunt niște lucruri care eu nu le înțeleg și astea sunt persoane, într-adevăr, care ele au, nu știu cum să spun, o deficiență în gândire. Și ar trebui să se ducă la o consiliere psihologică și chiar când solicită acele numere personalizate. Eu am spus că ele, în rus, așa cum spun eu, au nihfatcă, au neajuns în dragoste. Nu i-au iubit la timp. Și ei caută undeva să manifeste în trafic, să le atragă atenția. Uite că el e cu 3-9, sau e cu 3-7, sau cu 0-1. Păi nu, chiar nu mă interesează. Uite, fie adecvat în trafic, respectă, din cauza că eu am spus că dacă mă dau jos, și dau bună ziua și mă uit la tine de sus până jos și te întreb cum te cheamă, tu crede-mă că uiți cum te cheamă. Nu mai întreb alte lucruri. Zic, băi, dar de ce te comporți așa în trafic? Tu vezi că eu duc pasageri. Nu plimb, știi cum spune, fundul sau mă duc să văd orașul. Deci eu sunt timpul serviciului și câteodată acei șoferi de taxi care ei poate și încalcă unii dintre dânsii reguli circulației, o fac din cauza cutii. Clientul îi spune, întoarce-te aici, dar eu vreau pe acolo, dar când vii mă repede, dar nu știu ce. Noi ne stăruim să ajungem de obicei, știi cum spune, în timpul în care este rezervat prin programa de efir. Cam asta eu am vrut să atrag atenția despre aceste încălcări care au loc și aș dori prin intermediul acestui mesaj să sensibilizez pe toți participanții la trafic să fim puțin mai precauți, să fim într-adevăr mai responsabili și să purtăm din toate punctele de vedere aceleași sentimente de disciplină cum le purtăm și în străinătate când plecăm. Că suntem în Irlanda, că suntem în Germania, că suntem în Franța, că în Spania, că în România, din cauza că ei acolo nu-și permit să facă asemenea încălcări. Dar nu trebuie să purtăm și masca și centura dacă suntem la volan? Corect. Uite-o aici. Eu am luat-o ca să mă aud mai bine. Este și masca și centura. Eu de obicei acum staționez într-o parcare și nu-i nevoie să stau cu masca la gură sau să stau cu centura prinsă. Deoarece eu nu sunt acum în circulație. Cam asta eu am vrut să redau Oleg, am să transmit ca să anexez la acest interviu și partea cu accidentul. Poate să vă revedea. Unul că a fost un accident în lanț, care e toată
situația pe care am vrut eu să o redau cu acești nesimțiți. Din cauza că ei și-au pierdut și bunul simț. Și n-aș vrea să jignesc pe nimeni sau să supăr. Dar aș vrea ca noi să purtăm totuși fiecare dintre noi așa un bun simț și o conduită de oameni educați și adecvați în trafic. Sănătate și o zi bună! Noroc! Noroc!